Se pare că e mai mult decât un picnic. Cum suntem așteptați? Hei! Mic pentru uire! Nu am mai văzut așa leagăn, ci să vedem dacă nimerește. Gol! Bravo, Eve! Acum! Pe cine am găsit noi prin iarbă la resort? A ieșit la plimbare. Ce tare! Ce zice, Eve? Îți place? Da. Avem o broscuță testoasă. Ia uite ce viteză are! Fuge de noi! Ia uite! Se ascunde de noi! Și fuge, fuge, fuge! Super interesant! Ai mai văzut vreodată așa ceva? Nu! De cum fuge de noi! Unde fugi, măi? Vrei să te ascunzi? De la piscină plecăm la... Picnic! Picnic! Mergem să vedem ce găsim de mâncare acolo. Se pare că e mai mult decât un picnic, este petrecere în grădină. Și ce grădini au ăștia aici? Sigur e o petrecere mișto, nu-i așa, Eve? Da! Cine ajunge primul la petrecere? Hai să vedem! Eu! Cine-i primul acolo? Și ce ne așteaptă aici? Pare interesant, nu-i așa, Eve? Ce tare arată toată zona asta, mișto amenajată. Și intrăm. Cum suntem așteptați? Hello. Hey. Ce zice, mi-a ți-a plăcut și intrarea, stai? Da. Super tare. Și uitați ce avem în continuare. Zona cu mese. Diferite jocuri, muzică și grătar acolo, în față. Miroase bine! Totul miroase bine și arată bine. Jucăm și fotbal, super! De la început, aici avem multe fructe, pepene, mere, prune, pepene galben, multă baclava, evident că suntem în Turcia, multe feluri, salate, aici avem pizza, lipie, aici avem legume, cartofi avem, aici avem legume pe grătar, și avem Adana, un fel de mici. Da. Așa. Wow, are fioare. Arată bine. Niște pisteluțe. Și aici avem orez cu pui. Și orez. Găsim ce să mâncăm? Da, cu siguranță. Arată bine. Eve, tu ce mănânci? Este puiuț aici. Luăm ceva de pui, da? Maria s-a dus să-și ia mâncare, noi o așteptăm cu minți. Am găsit o super masă. Găsim imediat. Ce mișto arată și masa asta. Acolo o să găsim și apă, da. O apă pentru Eve și o bere pentru tati. Poftim, Eve. Să ai poftă! Imediat luăm și mâncarea, da? Da! Să mâncăm puțin și apoi luăm toate spațiile de joacă de aici la rând, da? Da! Și a venit Maria, ce ți-a luat acolo? Mi-am luat de toate! Nu știam ce să aleg și vreau să mâncă puțin din toate! Oricum, arată bine grătarul ăsta! Cele mai multe sunt aripioare! Aripioare, asta vreau și eu, oricum! Merg și eu să-mi aleg! Și tu!
ce sunt astea, Maria? Sticlă. Sticlă, super. Haideți, mâncăm și apoi să ne distrăm. Hei, fetelor! Am mâncat bine și să înceapă distracția. Le luăm la rând pe toate. Da, aici nu ne putem, da? A plouat. Dar să vedem pe mai încolo. Hai să vedem cum urci până în capăt. Treci prin tunel. Ia să te văd. Și? Cam mic pentru mine. Haide, ai crescut acum. Foarte bine, facem tot traseul. Hai, până în capăt. De acolo. Și vii pe partea asta. Wow, și acolo? Cum? Hai că am găsit și cum să ne dăm jos. Ne cățărăm, bravo! Arată bine? Da! Se pricepe? Cel mai bine! Scrieți și voi în comentarii, Eve, se pricepe? Și aici un ultim test. Trebuie să te învârți cu spatele. Se poate și urca, dar și să cobori. Hai să vedem! Și coborâm pe funie cu puțin ajutor. Hai, 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 încă un pic. Și am ajuns jos, bravo. Hai. Avem și un leagăn, vrei și un leagăn? Uite acolo. Hai, fugă la leagăn, repede. În leagănul de bebeluș. Bineînțeles, la spațiu de joacă. Distracție. Și avem și muzică, da, super! Hai, nu-i nimic și ne distrăm! Încercăm toate jocurile de aici! Și alt fel de leagăn! Ăsta e ca un potoliu, interesant, nu am mai văzut! Ce leagăn interesant! Nu am mai văzut așa leagăn! Le luăm la rând pe toate. Cel mai tare picnic. Aici ne dăm în leagăn și acolo am mâncat. Super tare. Bravo, Eve. Hai, încercăm următoarea distracție. Acum intrăm în castelul lui Mickey Mouse. Hai, ne descălțăm. Și să te văd înăuntru. Arată bine. Îți place? Da. Foarte fain. La minioni? Hai să mergem și până la minioni. Repede, repede. Ce tari sunt și ăștia. Interesant. Hai, jos papucii și să te văd cum sare aici. Hai, sus, 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 sus! Distracție! Da. Îți plac minionii ăștia? Da! Trambulină! Hai, arată-mi o schemă! Vreau să văd o schemă! Hai! Și! Bravo! Nu poți pe trambulina asta încă o dată! Hai! Nu mai vedem o dată! Te lipești de asta, nu merge în costum de baie, da? Da. Hai, încă o dată și gata. A treia oară cu noroc. Hai să mergem mai departe. Maria se distrează cu minionii. Ce e cu mâna aia? Minionul are doar 3 degete. Ce tare e. Avem 2 minioni. Și cu Eve al treilea minion. Hai să vedem ce distracție mai găsim pe aici. Aici avem scena cu muzică. Super! Și acum mergem la fotbal! Hai să vedem cine dă gol!
Oare să fie Eve sau Maria cea care dă gol? Eu stau prima poartă. Și să vedem dacă nimerește gol. Bravo, Eve! Hai, încă o dată și eu. Și să vedem, dăm gol sau nu dăm gol? Și? Aproape. Bravo! Hai, lăsăm băieții să se joace. Bravo, fetelor! Bravo, Eve, ai dat gol. Bate palma. Și asta a fost picnicul nostru de astăzi. V-a plăcut? Fetelor! Hai să mergem înapoi la piscină, da? Hai să ne mai bronzăm puțin. Hai să mai mergem un pic la piscină. Da, mai avem o petrecere diseară. Și pentru diseară avem o super petrecere care se numește cum? Alice în Țara Minunilor. Deci de la așa un picnic mișto, mergem direct la Alice în Țara Minunilor. Ia fiți atenți că vă arătăm direct imagini de la spectacolul ăla. Acum! Și am ajuns la spectacol! Da! Yes, and majestic Caramel Valleys lies a fairy tale place. The world's largest Willy Wonka's chocolate factory. Today, the legendary owner and chocolate master, Mr. Wonka, will open his gates to all visitors without exception.
să ne scrieți voi în comentarii dacă v-a plăcut spectacolul din seara asta cu Alice în Țara Minunilor. Da. Ție cum ți s-a părut? Foarte mulți oameni talentați. Foarte Alice tare. Din Țara Minunilor nu prea a fost, dar măcar au fost niște dansatori. Au fost niște dansatori foarte interesanți. Și dacă ați fost alături de noi până la final, nu uitați să ne dați un like, să vă abonați și un comentariu. Pa, pa! Pa!